Suntem deja în Ierusalim. Am ajuns la Muzeul de Istorie. În acest Muzeu Național, care se întinde pe o suprafață destul de mare, este Ceaușescu. Există. Numai la ruși era, numai în rusește. Nu numai la ruși, mai sunt. Pietra Marea Moartă și ca să aibă temperatură constantă, pietra este mereu udată cu apă. Da. Probabil că așa... Fac din Cezarea. Răbunile și moștuiți. Laterale este legenda ledei și a lebedelor. Dar eu nu știu. Ce scrie acolo? Nu știu. Knesetul, sau locul parlamentului, se vede în depărtare. Care a crescut lemnul după care s-a cioplit crucea de răstignire. Da, se vede foarte bine. E Biserica Sfânta Cruce. Grăcească. Sinagoga, interiorul muzeului. Dar aici se vede și mai bine Muzeul Cărții și cu arhitectura lui Stranie. Ein Karen. Este o biserică care s-a construit pe locul unde a fost casa lui Ioan Botezătorul, când s-a născut el. Fața muntele Mănăstirilor. În față se vede orașul sfânt, orașul vechi, moschea lui Omar, construită exact pe locul unde a fost templul lui Solomon. Și partea dreaptă o altă moschee, mai veche. În partea stângă este muntele Sion, pe care o să-l vedem tot astăzi. Intrarea Până în două piatele pe care Zăpedul s-a înălțat la cer. Acum este, vedeți, în cinta unei micuțe moschei musulmane. Aici e înălțarea. 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 Este înălțarea mică și aici. Pe muntele Mărstinior este această moschee, în interiorul căruia se crește locul de unde s-a ridicat Iisus la cer. Mărstin, cu fructele Mărstin, suntem la Biserica Rusească. Multe cu Mărstin și ele da. Să și ocupă, să-și mureze și să-și... Da. Sunt foarte multe maici care vorbesc românește aici. Da. Sunt și români. Întotdeauna e la fel. Da. Sau s-au dovedit locul și din lucrătorul.
formă, așa, așa. Nu știu, cum se cheamă, dar e frumoasă. Biserica rusească este închinată înălțării Maicii Domnului. Mozaic din Palatul Ierod, care este pus în biserică pe jos. Este biserică cea este în spatele bisericii înălțării, tot în cinta Mănăstirii Rusești. Din acest loc se spune că Maica Domnului a văzut pe Iisus când s-a înălțat și a dispărut în nor. Și doi arabi în casă. Biserica Tatăl nostru, Pater Noster, unde este scris și Tatăl nostru în românește. A rămas eu ieri. Nu? Este vestită din faptul că scrie în 35 de limbi, cea mai scumpă rugăciune dată văzut, care a fost rostită pe muntele Fericirii, unde să mergem în Spoilie. Aceasta este o mănăstire de maici, care fac parte din ordinul carmelitelor. Carmelitele sunt acele maici care s-au închis toată viața, nu mai ești niciodată mucilie. Să dăm mâncare pe o ferăstruică. Mai sunt... În românește scrie în biserică. Coborârea spre Ghețimani. Jos, stânga, cimitirul evreiesc. Exact acolo în față este poarta de aur, denumită poarta de aur, pe care a intrat Mântuitorul coborând de pe muntele Măslinilor, a intrat în ziua de flori. Asta de aici. Pe poartă. Este închisă, după cum vedeți, și nu se mai poate umbla la ea, pentru că se spune că atunci când Mântuitorul va veni cu vrăjdoua judecată, va intra pe această poartă și arabii... Și arabii au blocat-o ca să împiedice echipele venirea acolo este domul sau moschia de aur făcută de califul Omar. Exact în mijloc, în interiorul acelei moschei, se află stânca. Acolo este pusă pe muntele Moria și se află stânca pe care Avram a intenționat să jertfească pe fiul său, Isaac. Exact acolo, mai târziu, marele rege Solomon, fiul lui David, în jurul anului 1000,
a construit templu, construcție care a durat 7 ani. Undeva exact în dreptul moscheii mai vedem o cupolă mare neagră. O vedeți? Acolo este Sfântul Mormânt. Aceea cu turn. Când ne acolo merge mâine. Aceea, nu astăzi. Cupola aceea, cupola aceea. Acolo unde e mai neagră. Undeva e o catedrală, observați? În fund acolo. Da. Mahomedanin pun flori pe morminte, pun pietricele. Biserica Domnul a plâns, unde se spune că Iisus Hristos a plâns spunând că Ierusalimul vei pieri. Biserica rusească, încă o dată, Biserica Maria Magdalena. Nu ce ca se vede extraordinar. Da. Dar și acum, s-a cumănuit urmă înainte, părinte, că ești în și... Ce are piele, aici. Ce pe trebuie era o grea, pe trebuie era cu ea, nu mai știu. Să se răcubi la consumare, există în continuare sensibil, dar nu mai vă asta este asta este grupul nostru coborând. Acolo e o biserică modernă, biserică catolică. În locul altarului, acolo este piatra pe care Mântuitorul a stat, locul de a stat, și s-a rugat în seara în care a fost prins. Și aici a fost arestat. În urma... De acolo, pe măsii. Măsii, pe din Vena Ghețimani. Biserica, unde a fost... Este pusă pe loc unde a fost prins Iisus și pe dat romanilor. Altarul este făcut deasupra locului unde Hristos s-a rugat Dumnezeu înainte de a fi prins. Aceasta este o dată de aproape. Mângălina Ghețimani, măslin bătân, din care a dat ramuri proaspete. Pământul Maicii Domnului. Sfânta Maria n-a murit aici, a murit pe Sion, aici a fost îngropată.
Asta intră în acea capelă în care am fost mai înainte. Sfântul Ștefan. Acele mese pe care servau se numeau agape. De acolo, agape înseamnă Ștefan. Agape înseamnă că numărul creștinilor se mărea continuu din apostoli care se ocupau și cu administrarea, partea administrativă a comunității, n-au mai putut face față și atunci s-au hotărât să aleagă 7 bărbați ucernici din comunitatea creștină care este poarta cu lei. Poarta leilor sau poarta oilor. Aici erau oile și îngheate răsăturate. Vrei să faci tu?